Actorii de la Bălți au sărbătorit duminică Ziua Profesională. Pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de activitate a Teatrului Vasile Alexandri, de pe scenă a lipsit maestrul Mihai Volontir. Așa că de această dată, trupa a pregătit un spectacol în memoria actorului. Actorul Nicolae Hodina a parodiat mai multe piese ale maestrului Mihai Volontir, provocând zâmbete și aplauze. Actorii Teatrului Vasile Alexandri spun că simt lipsa lui Mihai Volontir, iar prin acest spectacol au vrut să-i cinstească memoria. Am rămas orfani, chiar în plinul sens a cuvântului am rămas orfani, pentru că Mihai Volontir a fost de la prima deschidere a cortinii acestui teatru. Ia să durim un an bun, cu realizări frumoase, cu spectacole bune și cât mai mulți spectatori. La nivelul unui oraș ca Bălțiu, acest teatru este foarte bun, este o mândrie. Este o mândrie pentru că realmente are actori foarte talentați. Am făcut o muncă enormă anul ăsta și mai ales acum, la anul nou, au muncit toți. Pe anul viitor sunt planuri... Cam fiecare an, de fapt. Sunt preconizate 4 premiere. Pe scena Teatrului Vasile Alexandri din Bălți joacă peste 30 de actori. Cel mai tânăr are 21 de ani, iar cel mai în vârstă 75. Spectacolul dedicat Zilei Actorului a culminat cu focuri de artificii.